Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am regăsit! Marinela Mihai vă invită din nou la o incursiune în viața învățământului din Cernavodă. În această seară, o întâlnire specială, am trecut de tot ceea ce înseamnă simulări, ne pregătim pentru o săptămână altfel în învățământ, iar ediția din această seară vă prezintă și un invitat altfel. Domnul Dan Matei Agaton, bun venit la noi în studio! Ați trecut foarte repede și așa cu brio, aș spune puțin spus cu brio, de la politică, la învățământ, de la învățământ, la turism și toate uneori chiar în același timp. Eu nu pot decât să mă declar din start un fan, un învățăcel care își propune să rețină tot ce... Mulțumesc mult să rămână. Dacă ești așa fan, vino la universitate la mine. Mai fă-ți, uite, un masterat sau un doctorat cu mine. Ar fi interesant. În comunicare. Deja am intrat în discuție. În comunicare? Da, asta m-ar interesa. E o pasiune, comunicarea. Am făcut studii aprofundate la NID, deci Institutul Național Democrat de la Washington, în comunicare. M-aș bucura. Am învățat lucruri totul speciale acolo. Ca, de exemplu, cum poți să manipulezi cu televiziunile. Este o parte foarte interesantă a comunicării, pentru, manipularea. Da, pentru voi, cred că da. Sunt lucruri foarte interesante. De exemplu, uite să-ți dau un prim exemplu. A fost în Congresul Statelor Unite când președintele s-a adresat Congresului. În dreapta era puterea, în stânga era opoziția. Și eu mă uitam, eram undeva mai retras, să-ți dai seama că nu m-a băgat aia în primul rând, și mă uitam la el, admirându-l, cum făcea capul spre dreapta, zâmbea spre stânga, zâmbea deopotrivă puterii și opoziției. Când am schimbat o unghiul unde stăteam, că am vrut să mă apropii mai mult, am văzut că, de fapt, el citea cu distinție de pe un prompter, care era tribuna de plastic și nu se vedea absolut nimic pe partea cealaltă, pentru că era literă cu laser. Și citea și el săracul de la dreapta la stânga, pentru că nu era arab să citească invers, de la stânga la dreapta. Și bă, săracul, toată impresia mea excepțională despre oratoria și stilul modern american cu care se adresa Congresului, nu era nimic decât o făcătură cu... Se bagă pe un scenariu, de fapt, o manipulare. Alt exemplu de manipulare prin comunicare, toți ați văzut la Casa Albă, pe peluză, cum președintele american ține conferințe de presă. În momentul în care el scoate cu distinție un text, îl citește, citește bine. A trecut de proba dictando și proba de citire în clasa a treia cu brio. Și apoi pun ziariști întrebări și el spune: tu, Washington Post, tu, New York Times, tu, Mirror. Și atât. Și el stau cu mine pe sus, unde să vei și nici nu-i bagă figurație. Seama, figurație, pentru că el are deja câțiva editorialiști, ziariști sunt importanți, de fapt, făcători de opinie. Și vorbește exclusiv cu ea, terminat, întoarce spatele și pleacă. Altădată nici nu se deranjează, știi, uită purtătorul de cuvânt. Păi ăla îl fracă presa americană de-l storc ca pe o muță. Nu știe nici cum îl cheamă. Dar are șansă să se amintească. Pe când la noi, la noi e foarte frumos. Deci, cobor din mașină, fac 15 microfoane în gură. Treci pe hol să te duci la toaletă, pac 20 de microfoane în gură și te întreabă cam tot ce se întâmplă în lume, de la Ucraina până la nu știu ce armată, a 14-a, cam tot așa, pe, nu se merge așa. Fără legătură cu ce ar trebui. Președintele nostru, care am votat sau nu, e președintele României, ca și primul ministru, că am votat sau nu USL-ul, e primul ministru al României. Ne reprezintă la un moment dat. Ne reprezintă. Nu au voie să intre în direct în talk show-uri. Alo, știu, sunt Traian Băsescu și mă nervează că nu știu cine. Altul intră la Dan Capatos. Păi poți să intri în talk show-uri mondane ca primul om din stat sau al doilea? Dacă e ceva deranjant, are armată de consilieri care se uită pe perete la toate posturile de televiziune odată. Pe fiecare post de televiziune, un consilier care urmărește, monitorizează non-stop ce se întâmplă acolo de la matinal până când apare Mira că s-a terminat emisiunea. Îi fac o notă purtătorului de cuvânt care sună: bă, frate, vezi că ați luat o raznă. Nu intri tu. Pentru că, pe de-o parte, e un talk show, pe de altă parte, imediat cum ai ieșit, te fac aia varză.
Te rămâi în studio și tu nu mai poți să intri a doua oară, că ai fi chiar penibil. Asta se numesc gafe. Ca să nu fim acuzați de manipulare și să-mi fac și eu datoria cum se cuvine, avem lângă noi o doamnă foarte drăguță, doamna Oana Bocănete, bine ați venit la noi bine în studio. Sunteți astăzi însoțitoarea unui cadru didactic, să îi spunem, la Universitatea Tomis. De fapt, despre asta este vorba. Suntem în pragul perioadei în care universitățile își prezintă oferta educațională în fața tinerilor care, așa cum spunea la întâlnirea de mai devreme domnul Agaton, sunt un pic bulversați, ei fiind acum un pic sensibili la tot ceea ce li se prezintă. Dar încercăm cu toții să le facem cât mai ușoară această alegere, pornind din familie și până la instituțiile care, printr-o structurare foarte concisă și accesibilă a ofertei, reușesc să le prezinte ce este mai interesant. Așa este, da. Este destul de greu, așa cum ați bine spus, referitor la alegerea pe care o vor face mai târziu. Pentru că oferta de universități este atât de mare, dar considerăm noi că cea mai importantă problemă a lor este ce vor face după ce vor termina orice universitate. Deci asta este practic cea mai mare problemă și noi ne lovim frecvent de întrebări de genul: ne asigură Universitatea Tomis un loc de muncă? Pentru că este un lucru pe care în ultimii ani tinerii îl conștientizează din ce în ce mai bine, faptul că nu le ajunge o diplomă, că nu ajunge să meargă undeva la o școală, la o facultate, oricare ar fi aceasta, ci trebuie ca ceea ce vor învăța ei acolo să susțină diploma aceea mult râvnită și când se vor încadra în piața muncii să facă față. Pentru că așa este, aveți dreptate, pentru că într-adevăr există niște norme care trebuie să îndeplinite cu strictețe, dar să știți că tendința la ora actuală este ca cei deja care au o facultate să fie să înceapă să se gândească la o a doua variantă, deci la o a doua recalificare. Exact, metodă de a-și suplimenta veniturile, dacă vreți, pentru că nimeni, niciun domeniu nu este, să spunem, la orice moment nu este 100% nu profitabil. Nu garantează. Nu garantează și nu știi pentru ce perioadă de timp va merge meseria pe care și o facultate pe care a absolvit-o. Pentru că economia, vedeți că în general tot sistemul merge un pic în jos, nu e doar vorba aici despre partea de învățământ, dar noi încercăm tocmai prin diferite sondaje pe care le facem și cred că cea mai bună, dacă vreți, cum să spun eu, cel mai bun în practică, cea mai bună, cum să spun aici, nu știu, răspuns, dacă vreți, este faptul că absolvenții noștri, și vorbesc aici din 2010 când a avut loc prima promoție, și-au găsit activitate practică în este job. O dovadă a eficienței răspuntului exact, pe care îl oferă universitatea dumneavoastră. Universitatea noastră face învățământ profitabil și asta o spun absolvenții noștri care într-o mare proporție ocupă deja locuri în funcții de conducere, sunt manager de hotel, locuri în administrația publică, de asemenea, deci au găsit job. Deci desfășurăm o activitate de învățământ eficientă, spunem noi. Este, noi am trecut așa în discuția, v-am avansat foarte repede, eu deja sunt tentată să pun alte întrebări vis-a-vis de coordonatele care unesc învățământul de la Universitatea Tomis și piața muncii, mai ales având în vedere că astăzi ați fost la un liceu cu specific foarte exact, dar aș vrea să punctăm mai întâi oferta educațională oferită de dumneavoastră. Universitatea Tomis are în Cernavodă un punct de înscriere și informare. Orientare profesională, da. Ca să fiu cât mai succintă și să prezentăm foarte pe scurt specializările noastre, avem trei specializări: administrarea afacerilor, finanțe și bănci și economia comerțului, turismului, serviciilor și managementul calității. Cu ce venim în plus față de celelalte universități? Venim în primul rând cu partea financiară destul de avantajoasă.
Taxele la aceste specializări sunt cuprinse între 2000 și 2100 de RON, pe care viitorii noștri studenți le pot plăti în 4 rate. Deci nimeni nu te constrânge să plătești toată suma sau la o anumită dată te sună cineva și spune că aveți penalități de plată dacă nu ați plătit la data de X, să spunem. Un alt avantaj ar fi faptul că desfășurăm orele după amiază, deci ei își pot găsi oricând un loc de muncă, fie part-time, fie full-time, în general după ora 2:30-3, și păstrăm învățământul de zi. Alte avantaje, nu mai vorbim de cadrele didactice și corpul profesoral, domnul profesor Agaton este și garantează pentru calitatea. Garanția noastră, ca să spun așa. Da, paradreză tu. Are un slab. A spus să încasați toate feedback-urile, să zicem, negative, nu cred că ar fi, dar care ar putea să vină. Da, Oana nu este soțitoarea mea. Oana este colega mea. Este reprezentantă. Este colega mea. Deci e și cadră didactică, și secretarea generală a universității, de asta e în posesia tuturor datelor privind specializări și peste toate eu țin foarte mult la ea și de foarte mult timp, pe când era mică. Acum e ceva mai mare. Fiecare ministru, nu fiecare guvern, fiecare ministru al învățământului se simte dator când intră în acel birou până să învețe să răspundă la telefonul scurt sau la telefonul operativ, să înceapă o reformă în învățământ. Învățământul românesc este cel mai reformat învățământ din lume, e atât de reformat încât a ajuns deformat. Ori acest timp de reformă, reformă în cerc, că te întorci tot timpul ca un cățel în jurul cozii, chiar n-am văzut cățeii pe aici. E o altă discuție. Altă discuție? Da, nu, s-a găsit o soluție pentru ei, una benefică, zicem noi, pentru toată lumea. Da, sper că nu e legată de centrală. Nu. Sunt cazați, și chiar dacă tot am ajuns la paranteza aceasta, sunt cazați în condiții deosebite. Nu, înseamnă că bun, bravo. E o problemă de imagine extrem de mult și care contează fără discuție în turism. Bun. Sigur că învățământul tehnic, care aproape dispăruse imediat după Revoluție, a început așa, încetul cu încetul să-și revină. Țara asta are nevoie de ingineri, fără discuții. Se caută acum foarte mult. Și acum am văzut că începe să caute. Unul din defectele sistemului de învățământ din România, pe de-o parte, este faptul că în ciuda unor eșecuri vijelioase la ultimile 4 sesiuni de bacalaureat, nu se gândesc odată pentru totdeauna că atât programa, cât și subiectele la BAC trebuie făcute de profesori de liceu și nu de profesori doctori universitari care, din vârful de fildeș în care se situează ei, încearcă să le dea niște probleme la copiii ăștia. Deci prinde urechile care toți. Care să ne poată rezolva. Care sunt depășiți nivelul lor. Asta o parte că de multe ori sunt greșite, ceea ce este o crimă. Nu distrugi destinul unei promoții, unei generații, pentru că ești atât de tâmpit încât nu ești capabil să pui o problemă corectă pe tablă. Dacă lași acest lucru la nivelul profesorilor de liceu, rezultatele ar fi mult mai apropiate de nivelul exact. Datorită complexității camerelor video de supraveghere din serii unde se ține bacalaureatul, probabilitatea ajunge și acesta este un impediment pentru cei mai emotivi, doar urmă. Pentru faptul că se gândesc că sunt acolo. Nu toată lumea motivă ca tine. Mie, de exemplu, îmi place în fața reflectorului și camerelor video. Nu mă deranjează. Bun. Și atunci e sigur că apare un eșec. Acum, dacă ne întoarcem aici la Cernavodă, am venit de special pentru liceul pe care l-am vizitat, este un liceu de elită. Anul trecut a avut gradul de probabilitate de 80%. Un lucru extraordinar, ceea ce înseamnă că se poate face și carte. Bun, e centrala, părinții câștigă mai bine, sunt și dotați intelectual mai bine, își supravegheze mai bine copiii. Sunt o grămadă de factori care convergă, dar pe mine interesează rezultatul final, deci eu dau, deci învață. Acum, sigur că depinde de ce tip de carieră își aleg.
poate, pot să-și aloce o fel de discuție energetică, nu? Pentru că aici poate inima centralelor nucleare din România, că nu mai e ce e. O inimă mai aprinsă. O inimă incandescentă. Bun, când o să fie gata și reactorul 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10, probabil că o să fie mai mulți energeticieni proveniți din Cernavodă. Dar nu se poate neglija că dacă vrei să-ți iei soarta în mâini, acum și cu atât mai mult mâine, înseamnă o afacere. Mică, mare mijlocie, ca întreprindere, mici, mai mijlocie, nu are importanță. O afacere înseamnă să ai niște studii de specialitate. Noi suntem specialiști pe administrarea afacerilor. Deci, de aici, este un domeniu strategic. Pentru toți cei care doresc să facă ceva în viață de acest tip. Este foarte bine, mai ales că fiecare tânăr, știm, își dorește să ajungă să reprezinte o firmă, să fie cel mai bun, să câștige. Facem acum un sondaj și întrebăm pe ăștia mici. Nu prea. Ce vrei să fii tu mâine? O să spun om de afaceri cu Bentley, cu vile și cu jurat de fete ca Bianca și mă știu care. Da? Până atunci. Asta e ce e o bală așa, e până acolo, trebuie să înveți să faci un plan de afaceri. Trebuie să înveți să știi ce tip de afaceri ar merge. Trebuie să știi ce înseamnă marketing. Trebuie să înțelegi că asta, economia, nu e nimic altceva decât o matematică aplicată. Prima afacere sunt ei înșiși, să își creeze o personalitate, un caracter. Păi sunt afacere, că de-aia se bat universitățile particulare. Păi nu vezi că astea le-a fost trebuie. De ce se bat universitățile particulare? Pentru că e o marfă din ce în ce mai rară, care înseamnă licean bun cu bacul luat. Corect. Nu? Da. Și atunci e firesc să încerce să-și expună ofertele. Până la mai aleg. Practic se consultă. Sper, din tot sufletul, să consulte cu părinții. Cred că și asta este o problemă, domnul profesor. Nu știu către ce să se îndrepte. Deci, ce să aleagă? Pentru că oferta e atât de mare, încât fiecare încearcă, bineînțeles, să-i atragă, dar devin la un moment dat atât de bulversați că nu știu ce să aleagă. Și tot domeniul marșilată, deci mergi pe energetică, că ai centrala și vrei să lucrezi la ea, da? Exact. Mergi pe Universitatea Maritimă, că vrei să fii navigator, sau mergi spre turism, că ești la 2 pași, la 50 de kilometri de litoral. Litoralul este inima turismului românesc. Aici avem concentrate 46% din hotelurile României. Și este și o rampă de lansare cu perspectivă internațională. Fără discuție. Poți oricând să avansezi. Da, așa este. Și atunci alegem între aceste trei. Altceva, ce să faci teatru la Cernavodă? Poate să copii talentați. Mai greu, dar un pic mai greu. Muzica e o nebunie. Poate conservatorul. Din străină, domnul profesor. Din străină, bineînțeles, pentru că ea este specialistă în engleză și franceză și îi place. Da, asta foarte de mult. Domeniu. Deci acum cine nu știe engleză, cel nu există. Cel puțin. Și deja, eu mă uit la mine, la patronate. Deja cu o singură limbă nu prea mai contezi. Engleza a ajuns nativ, ca limba maternă. Deci cu cât pe lângă engleză mai apare și alte limbi de circulație, sau limbi speciale de care nu vă ajunge și chineză, arabă, 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 arabă. Eu vă dau un sfat. Eu sunt un specialist în economia chineză. Am fost de 6 ori în China și am urmărit-o. Dacă vrei să vorbesc o oră despre modul în care Deng Xiaoping a făcut 5 planuri cincinale în care spune așa, că odată la 10 ani China își dublează produsul intern brut. Se face. Că în primul plan cincinal trebuie să egaleze producția industrială a Germaniei. S-a făcut. Că în al treilea plan cincinal a Marii Britanii. S-a făcut. Că în al patrulea a Statelor Unite. Se face acum. În 2020 China va fi prima putere a lumii. Economică, militară, din toate punctele de vedere. Așa că nu, tu glumești, dar vreau să spun că nu e rău să încerci să înveți chineza. Eu, pe răpății mei, cred că o să le dăm profesor de chineză. Dar eu nu glumesc, eu chiar discutam serios. Și spun ceva, atât timp cât chinezii reușesc să vorbească aproape perfect româna, care e o limbă grea. E o limbă grea pentru care o gramatică latină foarte complicată și dificilă. Nu văd de ce n-am putea să învățăm noi chineză. Eu să fiu un pic mai greu. Sunt 4.000 de ideograme în alfabet, deci cum ar fi 4.000 de litere. Eu la desen mă pricep persoana de bine.
Adică dacă mă pui să desenez ceva, s-ar putea să crezi că sunt influențat foarte mult de Picasso și renunț rapid și e greu, dar este o limbă care devine de ce în ce mai interesantă, plus că sunt 10 miliarde de euro pentru tine care se apropie de România, așa că la fel de faptul că, uite, se dă drumul la trenul de mare viteză București-Constanța. Trenul de mare viteză care înseamnă mare viteză, adică nu cum veneam eu iarna aici la Constanța cu trenul nostru săgeata albastră. Care nu făcea 5 ore jumate. Că ajungeam la de la Bibostoc. 7 ani s-a lucrat pe linie. Da, ca și la podul de la Azuga, de la Azuga, podul de la Agigea, tot de 7 ani se lucrează. Vinește și pe tren de mare viteză. Contractul secolului se pregătește acum, se negociază, chinezii construiesc trenul de mare viteză unde? În Statele Unite. Unde în Statele Unite? Acolo știți autostrăzile, da? Cu 6, 8, 10 benzi da. Dreapta, stânga. Și la mijloc e o zonă de protecție. Și chinezii au văzut-o și zic, bă, ce frumoasă e zonă. Aici vă băgăm trenul de mare viteză. 10 miliarde de dolari. Deci ajunge China să exporte tehnologie de vârf în Statele Unite, campioana democrației și o tehnologie. Se schimbă lumea. Se schimbă în favoarea noastră. Băi, să băgăm noi sexy în chineză. Vedeți? N-ar fi rău, da. Ar prinde chiar bine. Da. Nimile de văpilește. Să aduc eu. Poate dintre ei ar fi și unii care chiar și-ar schița o asta și glumind, dar glumind serios, pentru că e de perspectivă. Ceva tare. Că aici nu vorbești să vezi chineza ca să vândă aia tenis în Dragonul Roșu în București, ci înveți pentru companiile multinaționale care vor începe să lucreze în România. Tocmai pentru a completa o carieră în domeniul afacerilor, ca manager de business. Deci astea sunt cele trei opțiuni marșilate. Altele nu prea sunt, adică sigur sunt 200 de opțiuni, dar cele care sunt viabile, care merg aici, în general, sunt astea trei. Ca să garanteze un viitor, o viață confortabilă. Iar apropo de reforma în cer, cred, din Ministerul Învățământului, noi nu avem plan al forței de muncă din România, care trebuie să spună universităților că au nevoie așa, de 12.418 absolvenți de drept, acum sunt la absolvenți de drept... Și eu însemn, domnul și profesor, dar bineînțeles, am făcut la Ovidiu, sunt paralel cu litere. Ai făcut și dreptul? Da. Bravo! Foarte bine. Că nu profesez, că n-am ce să fac cu el. De asta păi să spun de ce, că nu se mai face dreptul în general. Dacă vrei să profesezi și vrei să ai o carieră de succes cu dreptul, asta înseamnă drept european. Asta înseamnă pune mâna și vezi această specializare pe drept comunitar. Și acolo dai lovitura. Că sunt foarte puțini specialiști. Sau pe dreptul maritim nici nu se mai spun. Că nu știu dacă avem 5 mari profesori în România pe drept maritim. Ori, slavă Domnului, că acolo sunt evenimente în orice port, te gândești că s-ar putea întâmpla ceva. Așadar, am mai descoperit o ramură, o specializare pe care ar trebui să o includeți în programa școlară, probabil. Da. Nu răspunea că mai tână. Dar astea sunt lucrurile. Și atunci e opțiunea personală fiecăruia, dar noi încercăm să, cum să spun, nu să-i îndrepți. Încercăm să prezentăm care sunt avantajele unei opțiuni de acest tip. Să oferiți niște oportunități conforme cu ceea ce poate să cuprindă piața muncii la această oră, să le ofere locuri de muncă tinerilor. Dar mă întreb dacă chiar pot ei, dacă sunt destul de maturi să ia astfel de hotărâri. Adică astăzi, asistând la discuția dumneavoastră, întâlnirea cu elevii, am auzit întrebări de genul ce salariu va fi. A fost o discuție înainte. Ei gândesc foarte pragmatic și realist până la urmă la finalitate, la ce le oferă această formă de învățământ. Dar ei gândesc ca un fotbalist. Știi, un fotbalist când vine la Dinamo sau la Steaua? La Dinamo am înțeles. La Dinamo mai bine. Primul lucru care întreabă, dar ce salariu iau? Ori antrenorul și conducătorul de club îi spun așa, să te văd pe teren ce faci întâi și mai discutăm și salariul. Sigur că dăm un salariu oarecare care începe, dar nimeni nu plătește, nici companiile multinaționale nu plătesc 10.000 de euro la începutul de activitate. Și să faci un plan de carieră, care în România nu prea se face. Planul de carieră înseamnă etapele pe care trebuie să le parcurgi ca să ajungi în vârf.
Iar cine intră în sistemul ăsta de administrare a afacerilor și nu își face un plan de carieră, nu să se caute aici. Deci el trebuie să spună așa, dom'le, se pierde. Eu mă angajez aici în firma X, da? Unde vreau să ajung? Sus, în vârf. Acolo trebuie să spui ținta, targetul tău, să ajungi președintele companiei. Dacă vrei să ajungi președintele companiei, ce trebuie să fac? Păi uite că e bine să fac un masterat pe X. Comunicare. Pe comunicare, de exemplu, da. Așa. Cum să nu? Bineînțeles, cu mine. Categoric. Să puteți să aveți surpriză, dar oricum învață. Bine, mai țip un pic așa, mai le spun patru bancuri, dar tot învăț. Ce trebuie făcut și cum să comunici. Comunicarea e la graniță între artă și știință. Îți trebuie și talent. Talentul l-ai sau nu? Da, degeaba l-ai dacă nu... Dacă nu faci nimic cu el, dacă nu lucrezi puțin, sigur. Îți faci planul de carieră, vreau să ajung acolo. Foarte bine, care se tapere și în cât timp? Și ce trebuie să fac pentru asta? Păi, te înhami. Dacă tu stai toată ziua pe Facebook și pe High Five, e o modalitate de comunicare. Este o modalitate de comunicare, dar trebuie folosită. Exact, e până la urmă un instrument, nu este comunicarea în sine. Care nu te duc nicăieri. Și trebuie să-l folosești pentru a comunica ceva, pentru a obține informații. Pentru a folosi acele informații. Deci trebuie să învățăm să fim nu neapărat mai egoiști. Nici nu-mi place. Mai pragmatici. Mai pragmatici, da. Da. Dacă pragmatismul se reduce la faptul ce salariu iau când termin, nu, ce modul care de departe, spune problema nu este corect. Pentru a obține salariul ăsta. Trebuie un target mai apropiat, da, mă gândesc. Dacă îi spun că ești dispus să lucrezi 12 ore pe zi de luni până la luni, din start, nu prea, nu prea va fi nu prea mare. Și spun, da, și atunci, uite, e salariul de 2000 de euro. Un salariu mare și afară, nu numai în România. Da. Presupune și o serie de normal, sacrificii, cunoștințe, bineînțeles. Eforturi, sacrificii. Corect. Nimic nu se face. Și apropo de toate aceste lucruri, cum i-ați văzut pe tinerii cu care v-ați întâlnit astăzi? Plictisiți că au mai fost alte universități. Alte universități înainte. Alte... E și nu datorită acestui fapt că am simțit plictiseala și starea de așteptare a lor. Am vorbit așa și vorbesc și eu. Și erau, au devenit chiar mai dezinvolți și mai atenți. Pentru că am folosit mici trucuri de comunicare, de exemplu, m-am așezat în mijlocul lor. Din start le-ați atras atenția. Păi altfel, ce fac dacă eu știam că ei s-au plictisit, că vine unul și se spune, bă, vine una mine, că se vezi ce bine, curge lapte și miere pe navele comerciale românești, că chiar mai sunt două, de exemplu. Nu? Sau, nu știu, nu vreau să... Tatăl meu a fost ofițer de marină, eu sunt îndrăgostit și de mare și de marină, așa că nu vorbesc de rău navigatorii sub nicio formă. Dar erau plictisiți și atunci am încercat să le atrag atenția adresându-mă într-un limbaj specific pe care oricam folosesc, ca să fiu foarte sincer, și folosim nici glume, pentru că la acel institut am învățat că orice discurs care durează mai mult de 7 minute plictisește, că orice discurs pe stil american începe cu o glumă și se termină cu o glumă, că altfel iar îi plictisești și că trebuie să folosești 7-10 minute pentru a transmite mesaje pe care trebuie să le ai tot timpul în cap. Ce mesaj trebuie să transmit eu? De ce am venit aici? Ca să le transmit niște mesaje. Să vă aduc la mine, na. Să vă atrag atenția asupra unor oportunități pentru voi. Și atunci mergi pe mesaje, asta publicul țintă la avea în față, și am încercat să-l atrag atenția, am mai gândit că n-a mai rămas gel în Cernavodă, că și-au dat toți băieții în cap cu el și cam așa era. Foarte bine. Le-am arătat niște cunoștințe de muzică rock care nu se așteptau să le am și asta a fost foarte puțin. Am cunoștințe vaste în materie de mișcarea hippie și de Woodstock și de trupele rock care au fost bune acum, sunt bune și mine. Curiozitatea. Da. Cât să-i facă atenți să recepționeze mai bună mesaj. Și se explică că eu nu sunt tipul de profesor care vine la catedră, scoate un curs și îl citește cu distinție. Nu. La mine, la cursuri, eu interzis să-ți ia notițe. Cine vine cu un caiet, cu hârtie, cu un pisc, nu știu ce, îl dau afară. Spune la început, orică, spune, închide telefonul. Are un buton roșu, un mic în dreapta sau în stânga, depinde unde, depinde de aparat. Îl închizi pe ăla și imediat după aia, hărți, caiete și alte chestii de astea, în bancă. În bancă. Da? Am venit să învățăm. Păi cum învățăm? Vorbim. Interactiv. Interacționând. Și pun întrebări. Și de multe ori vreau să spun că văd și eu de la ei. Da.
nu numai e de la mine. Până la urmă este interactivitate, nu? Nu un monolog. Și trebuie să... lucru, nu că e greu, este extrem de dificil să mai fii acum profesor universitar atunci când ai cea mai mare concurență posibilă, se numește Google. Și niciodată nu o să fac un curs luat de acolo. Și răspund, bă, puteți să căutați voi pe Google 7000 de ani, că nu o să găsiți cursul meu, că îl fac eu. Făcându-l eu, îl știu. Când vă prind copiind, îmi copiați expresie, că vorbesc într-un anumit stil. Și atunci ați încurcat-o cu mine. Deci fiți atenți cum faceți. Și în ce se atrag așa. Metoda dă rezultate. Eu pot să știu, să vă spun că pe pielea mea am suportat 4 ani de liceu în stilul acesta. Ni se spunea teză, toată biblioteca să vă aduceți, chemați prietenii să cărați cărțile la școală, subiectele vor fi crețe. Lumea se modernizează. Eu sunt adeptul școlii americane, care încearcă să nu îndobitocească elevii și studenții cu un volum imens de informații, de informații pe care accesezi imediat internetul și le obții. La matematică nu mai trebuie să știi 200.514 formule care general le scrieai pe mână. Nu? Acum ai internetul și să rezolvi foarte ușor orice tip de problemă de matematică. Dar matematica trebuie să dezvolte gândirea logică. Să știe să aplice. Deci nu mai e nevoie de fetele la tocilare care stăteau în prima bancă să arăt ședele și învățau de rupeau. Și când ieșeau pe piața muncii, nu mai știau nimic sau la un examen. Corect. E nevoie ca informațiile să fie sistematizate, să-i dea acele informații de care crezi tu că va avea nevoie, să dai la o parte balastul, complet la o parte, să nu-i plictisești, să nu-i îndobitocești dându-le 1.000.000 de informații pe oră, că îi pierzi imediat. Îi pierzi. E pierdut, nu se mai aduce nimeni înapoi. Se încearcă în acest sens o reorientare a învățământului prin modificarea legii care a fost făcută în acest an. O mai mare atenție dată învățământului profesional. Eu ce am spus la început? Deci fiecare ministru face altă reformă. Bă, să facem una! Cine și bună. Cine o face? Pe legea cu zonele speciale, toată lumea a auzit de zonele speciale, deci investițiile străine. Legea aia are 20 de articole, ce prost le poate vedea. Până și un om american care, în materie de cultură, sunt vai de mama lor. Știe că sunt 20 de articole, poți să-l vezi. Ultimul articol, știi ce scrie acolo? 50 de ani această lege nu se modifică. Faci și noi legea învățământului și ultimul articol să-l văd eu. 50 de ani nu modificăm bă legea. De la spinul care te încoace, nu mai trebuie să modificăm nicio lege în învățământului. De asta am și ajuns în situația asta. Și de asta ei sunt atât de... Exact, pentru că, așa cum spuneați, care vin după alegeri, prima grijă, exact, au să se ia de la zero. Nu drama e că nu numai că se schimbă un guvern, că, mă rog, nu are orientare de dreapta, nu are orientare de stânga, de centru, de ce mama naibii sunt ei. Nu. Și fiecare ministru are o viziune proprie. Ori aici, lucrurile sunt trebuie foarte simple. Trebuie să fie cineva din sistem, domnule. Păi, din sistem, îi închizi undeva în Parlament, într-o cameră, le dau o cafea și apă plată, păi, bună. Ca să gândească limpede, da? Cu lămâie. Și le spun, bă, stați aici pe acest o lege, 3 zile nu ieșiți aici. Nu ieșiți. Faceți până o lege, semnați-o tot și, indiferent cine se mai schimbă, rămânem pe ea. Avem nevoie de licee teoretice? Numai de licee teoretice nu, în România? Categoric nu. Nu. Avem nevoie de învățământ tehnic? Avem. Avem nevoie de școli profesionale? Că nimeni nu poate să aibă pretenția absurdă ca toți elevii din România să ia bacul cu 10 la română, la matematică și la biologie. Să devină ingineri medici, avocați, să economiști. Nu? Mai nevoie și de meseriași, muncitori. Toată lumea își dezvoltă mult serviciile, nu? Serviciile trebuie să reprezinte 60-65% din PIB. O bază de la care fiecare își poate dezvolta o afacere. Nici la afaceri serviciile care... astea ai nevoie și de blocături și de mecanici de asta. Deci nu are capacitate. Da, dar nu se devine o chestiune generală, domnul profesor. Nu, n-am spus asta. Faptul că ei nu mai au bacul, deci... Nu mai au bacul pentru că, ți-am spus, fac savanții aia. Probleme pe care cred că unii din ei nici ei nu mai știu să le rezolve. Da, parcă ar încerca să demonstreze ei ce, ce, ce am realizat. Păi eu fac un examen să demonstrez că de deștept exact, sunt eu ca profesor premiza greșită sau din să timp. Fac de asemenea manieră încât elevii să aibă posibilitatea să le rezolve. Și cine poate să facă un subiect mai bine decât un profesor de liceu? Asta perde ăla.
care asta le face cu și nivelul, știe. Asta face și la meditațiile alea, că o idee foarte bună să facă meditații în timpul vacanței, pentru că nu toți au bani să dea pe meditație, dea meditația la chineză cineva. Vrem sau nu, dar trăim o dramă. Putem să punem subtitrare. Păi, dramă datorită de formă încerc care îi zăpăcește. Da. Asta aici s-a ajuns și se da. Pare că... Plus lupta pe viață și pe moarte, ca între Dinamo și Steaua, între învățământul de stat și cel exact. Privat. Exact. Asta este iarăși o problemă. Da, învățământul de stat a început să pună ochii cu mare atenție pe baza materială a învățământului privat. Păi, bă, frate, cine vă oprește să cereți investiții de 5 miliarde de euro pe an? Mutați-vă, 6% din PIB. Deci eu nu sunt de acord cu stilul ăsta de a face bă, presiuni. Dacă învățământul vrea 6% din PIB, sănătatea 6% din PIB, unii vor cercetarea 3% din PIB, armata vrea și aia 5% din PIB, că uite ce e în Ucraina, aici lângă noi. Aproape. Păi atunci nu mai am nevoie de ministru de finanță. Ia un contabil cu liceul economic și îl pun ministrul de finanță și îi spun ia adună mă, 6 și cu 7 și cu asta și parțe și bugetul pe așa, să face bugetul din țări, să face așa. Facem în funcție de... Din păcate sunt o mulțime de anomalii, ne tot învârtim așa în cerc. Să sperăm că trebuie să ajungem la acesta, exact, să terminăm o dată cu sigur. Învârteala aceasta și cu experimente. Exact, pe generații. Da. Sunt generații de... Păcat că însă problema este că ei suferă, deci ei au cel mai mult de suferit. Și avem probleme destul de grave. Din 10 copii, e un studiu care a apărut săptămâna trecută, din 10 copii, 5 nu mănâncă dimineața. Nimic. Nu spun ce asta. Este un dezastru pentru sănătatea unui copil care e în creștere. 5 nu fac sport deloc. Sportul lor este internetul. Au devenit dependenți. Nu? Generația mea ieșea, juca fotbal până noaptea. Generația acum stă până noaptea pe internet. Nu e bine. E o dependență. E un drog. 2. Fumează sau bea alcool. Și unul se droghează. Da, obișnuință. Și unul se droghează. Deci deja avem probleme foarte grave cu ăștia mici. Acum îți zăpăcim la cap și cu învățământul. Poate că sunt eu mai vizionar așa. Mă gândesc că problemele acestea sunt generate poate și de nesiguranța oferită. Adică în ce parte te duci? Mă duc acolo, ce ies? Mă duc acolo, mai stau 4 ani și prin școală, mai dau niște bani, mă mai învârt, nu rezolv nimic, mai bine o las baltă din start. Eu cel puțin am întâlnit la tineri și gândirea asta exclusivistă, negativistă. Nu numai asta, dar și din... cei cu care am discutat, am mai întâlnit o problemă foarte gravă și anume abandonul. Deci abandonul este chiar o problemă destul de serioasă. Abandonul însemnând în liceu, nu-și mai continuă ultimele clase, nu mai susțin bacalaureatul și automat s-a rupt filmul. Deci dacă n-ai reușit să-ți iei bacalaureatul sau să ajungi nici nu să până mai acolo, departe. S-a tăiat filmul. Deci, către învățământ... Eu dacă prin absurd aș fi ministru învățământului, nu-mi doresc nicio formă, dar prin absurd, Kafka, frumos. Uite așa, Kafka hotărăște și Eugen Ionescu. Hotărăsc toți trei împreună că mă pun pe mine ministru învățământului pentru 2 zile, cu atât stau. Aș face și treaba aia cu închisul tot să scoată legea și aș scoate un program special pentru cei 80 de copii din România, 80 de mii de copii din România, al căror ambii părinți sunt plecați în străinătate. Și aș spune, bun, școala românească, statul, învățământul, ce fac, guvernul, ce fac ei toți la un loc pentru cei 80 de mii de copii care sunt lăsați, nesupravegați... De izbeliște, efectiv. Absolut, la întâmplare. Bine, că mai sunt în grija bunicilor, care bineînțeles că nu pot ține mâna. Nu vreau să comentez. Aș putea să comentez mult pe asta. Aici trebuie făcute programe speciale. Păi ăștia ei și faci cu ei meditații, păi ăștia ei în drum, păi ăștia vezi care ce faci cu ei. Pentru că se pot pierde mult mai repede față de cei care au un părinte lângă ei și ușor de expuși. Sigur. Sunt expuși. Și după aceea mine că fete de 14 ani se prostituează și că băieți de 14 ani se droghează cu droguri grele, de parcă exista droguri ușoare și droguri grele. Drogurile sunt droguri. Așa este. În legătură cu abandonul școlar, discutam zilele trecute cu doamna director de la Liceul Energetic și îmi spunea că a devenit într-adevăr o problemă și dumneai încearcă și împreună cu cadrele didactice să găsească soluții, dar un lucru care
a generat așa un fel de explozie a abandonului școlar este faptul că prin noua lege a învățământului remodificată, nu știu câte oară, nu se mai acordă nici acel ajutor exact, finanțarea aceea pentru transport nu se mai acordă. Nu se mai acordă, se acorda cu foarte, foarte mult timp, deci nu se acorda la nu timp, era nici în întregime, exact. Era un procent, dar... O parte, dar să știți... Dacă cineva vrea ca România să se întoarcă în evul mediu... Asta vreau să zic, deci să progresăm, nu să deci ne întoarcem în... La patru clase și gata. Da, deci chiar îmi spunea acum câteva zile când am discutat că sunt mai multe cazuri în ultimul timp. Eu chiar știu, deci este... o realitate de netăgăduit. O singură firmă de transport, neexistând concurență, nu interesează, cine vrea trebuie să plătească. Dar autoritățile și... locale trebuie într-un fel nu, să... Nu, trebuie un program național cu autobuzul școlar. Da, frate, că nu este o deci în Statele Unite, unde nu sunt, sunt cei mai puțini sărași din întreaga lume, dar în Statele Unite, indiferent de condițiile financiare ale părinților, vine celebru autobuz școlar, că ați văzut atâtea filme cu teroriști în el și le-a de acasă, îl duce acasă. Și îl duce acasă, da. Le avem și noi, dar se folosesc. Dar cum nu există bani la bugetul de stat? Da, ajungem la alte probleme. Nu e din motorină, sau nu e... Dar bani de limuzine există? Există. Ce să mai spunem? Paradoxuri ca la noi. Nu, trebuie stabilite prioritățile și... Mă rog, trebuie schimbată filozofia. Cine s-o schimbe, domnule profesor? Până se schimbă ceva, păi stai așa, dacă toți ne întrebăm prin talk show-uri cine schimbă și nu face nimic, exact, mai bine aici ajungem, doar da? Povestim și... Nu, 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 trebuie pusă presiune de societatea civilă, media. Să se implice efectiv. Trebuie să pună presiune puternică pe guvern cu, să sensibilizeze guvernul cu aceste probleme. Cu probleme concrete, adică. Da, pentru că sunt lucruri reale și care devin tragice. Și da, dacă nu ai soluții, îi spune, bă, frate, asta e, nu sunt, nu avem ce face, sunt soluții. Și unele sunt chiar simple, la îndemână. Bineînțeles, bineînțeles. Dar un copil, adică să n-aibă posibilitatea să studieze pentru că nu are bani să ajungă până la școală, e chiar o tragedie, adică... Atunci încep să devin nostalgic comunist, că după vremuri la comuniști e obligat, și obligat. Era mai bine. Da, da. Că venea după copii exact, acasă, exact. Venea acasă, părinți dacă erau pe stradă, știu, erau salarii proaste, știu, nu era libertate, dar erau lucruri bune în sistemul comunist, care în loc să fie prezervate și dezvoltate, s-au dat la o parte. Asta e o porcărie că nu se mai asigură transportul copiilor. Pe ce băgești da, din satele din jurul celălalt? Pentru că mulți am înțeles la... aici că sunt din împrejurim, deci din da. Satele din prejurul Cernavodei, orașului. Da, deci nu se mai asigură și sunt mulți care renunță. Eu... După ce că nivelul e scăzut, după ce că ei nu mai sunt preocupați, după ce că pun accent pe altceva și poate nu în mare măsură pe ce trebuie, li se mai refuză și dreptul de a ajunge la instituția de învățământ. E chiar o... Atunci cineva fură viitorul acestor copii. Pentru că ei reprezintă viitorul, iar noi în situația asta nu avem un viitor. Pentru că nu avem cu cine să-l avem. Da, pentru că din start, deci sunt niște condiții minime care lor le sunt refuzate. Nu mai ajung până la a afla care este oferta dumneavoastră sau altor universități, pentru că ei din liceu, din... Școala generală, unii nu mai sigur ajung că la școală. Da. Spune, se spune dramatic. Că vechea generație, adică bine, spune că totul se termină odată cu ea. Noua generație, adică ta, spune că totul începe odată cu ea. Adevărul totdeauna e la mijloc. Asta înseamnă, încercăm să spun altfel, că trebuie găsit fără discuție echilibru și că trebuie luat ce a fost bun înainte și dezvolta mai departe. Bun, dar pentru asta nu ne trebuie buget, cu viziune, nu se bala buget, și dacă vii și spui așa, bă, oameni de afaceri, deci cine asigură transportul gratuit asta? Uite, terasă devine cheltuiala deductibilă și în loc să furtă statul și să nu mai dai impozit pe venit, că nu dă nici dracu impozit pe venit, îți deduc eu și nu te mai vine fiscul după tine, că de ce n-ai plătit impozit? Și sunt greu? Soluții care pot fi la nivel fi local, nu? Fi nu trebuie greu? Să ajungem la nivel de atât de efort. Exact, da, nu da, este. Da, exact. Pe mine mă deranjează foarte mult că există așa un anumit pesimism social și economic în România. O delăsare. Nu avem ce face. Asta e. Nu, frate, aici ce e soarta, karma, destinul, toate trei se duc în direcția asta. Nu există așa ceva.
Nu există. Trebuie să găsești soluții și soluțiile, culmea, sunt românești. Nu trebuie să înveți la Harvard. Ca să economie, găsești, da, niște soluții. Ca să găsești niște soluții care sunt la îndemână. Probabil iar mă nervez cu TVA-ul la alimente, de exemplu. Da? Căutăm soluții de creștere economică. Și, aoleu, ce ne face? Păi, nu trebuie să le căutăm noi. A venit un băiat, Joseph Stiglitz, îl cheamă, era dat un premiului Nobel pentru economie, acum 2 ani, a fost cel care a făcut programul economic lui Obama, a fost șeful grupului de consiliere al Obama, a plecat de la Obama când el a făcut tâmpenia să arunce 10.000 de miliarde de dolari în bănci ca să iasă America din criză și a spus nu face, cu o picătură de apă într-un ocean. Acum predă la Stanford, când predă îi pun aia 15.000 de microfoane că vin studenți de la teatru, de la conservator, de oriunde să le audă pe ăsta cum vorbește. Deci un geniu, da? Și el a zis, bă, vreți să ieșiți din criză? Ce vă frământați așa, mama? Două căi, mari investiții publice, noi de unde? Că abia le târâm. Și reducerea fiscalității. Atenție, sunt economiți de stânga. Sigur, stânga de manieră americană. Dar oricum e bai de stânga. Și spune reduce fiscalitatea și crește produsul intern brut. Știe cineva că o creștere suplimentară a PIB-ului în România cu 1%, atât, cu 1%, înseamnă 1,2 miliarde de euro la buget, bani care se pot oare plăti autobuzele astea școlare? Da. Sau o masă caldă la elevi? Sigur. Care n-au să mănânce acasă? Se poate face un efort? Sau încurajarea unor programe pentru învățământul profesional? Deci nu, ci că nu soluții, uite bă soluții. Exact soluții. Sau parteneriate cu firmele să susțină, să ajute efectiv pe elevii care se încurajează. Dar nu putea oare să încurajăm companiile multinaționale să folosească sistemul american? Vin, își trimite spionii până în universități și în școli încă, văd care, unde e elita, că se vede imediat elita, nu din catalog. Elita se vede dacă puțin îi asculți așa. Da. Între ei și vorbești cu unul, cu altul, mă, care e cel mai bun de la voi? Ăla. Ia să-l acolo. Cooptezi într-o discuție. Ia să-l acolo. Și spui, ce îți place ție, mă, basket? Uite, mă, vin un coace, că te bag de la basket și plătesc eu toate taxele și tot ce vrei tu, dar să mi-ați contract, că după ce termin, vii la mine, la firmă, să lucrezi. Exact. Susținere pentru salarizare, pregătire. Foarte greu? Să iei elita și să faci contracte de mici cu ei? În general, domnul profesor, elita noastră este plecată în străinătate. Îi avem pe cei pe care îi formăm acum. Într-o anumită proporție. More or less. More or less, da. Pentru că eu am văzut foarte mulți studenți străluciți în Marea Britanie. Pentru că englezii se uită la cerșetorii și la aia care fură buzunare pe Oxford. Dar nu se uită la studenții români de la marile universități, de la prestigioasele universități ale lumii, din care parte sunt Marea Britanie, care sunt străluciți. Și care după ce termină, vor să vină acasă. Probabil pe ei consideră deja de ei lor, i-au asimilat și... Dacă vorbesc perfect engleză, și nu văd ce e român, bă, e român, ăla de unde? Ăla cu fuste multe, aia e româncă. Știi, exact. Cu fuste multe una peste alta, aia e româncă. Dar ăștia, pe IT, de exemplu, asfalt, unde cine mai are hackeri? Sunt ai lor. Românii. Sunt ai lor ăia, nu? Și vina aia noastră, că i-au acceptat. Vă se întoarcă, vă se întoarcă. Și guvernul, statul, ce îl costă așa de mult să-i spună? Bă, vrei la studii Marea Britanie? Da. Du-te. Uite, te ajung și eu cu 300 de lire, că n-am bani, că n-avem bani, n-avem bani, asta e bechea problemă. Eu când eram ministru și venea unul din consiliere sau directorul al meu și spunea că n-avem bani, îi spunea foarte bine, ia pleacă, du să găsesc pe altul care poate să facă. Asta e viața. Și spui, te-ți dau 300 de lire, că n-am mai mult. Să te ajut un pic acolo, să nu spune contractul din țară. Și când a venit, îți dau posturi în administrația centrală, în administrația locală, în zona unde sau state, dacă ai o idee, te susțin să îți pornești o mică afacere, să-ți dezvolți business-ul. Asta e startup-ul ăsta, care s-a tot încercat, acum a început să a dat un pic drumul. Deci startup-ul ce spune? Bă, vii cu o idee deșteaptă la mine, îți dau 10.000 de euro și dai drumul la idee. Rambursabil, parcă da. Sunt, da? Așa da. Știam. Startup-ul ăsta trebuie generalizat pentru tine. Bă, ai până în 30 de ani, vii cu o idee deșteaptă, ia bani, dai drumul. De ce spune startup? Îi dă un șut, în fond, să împing un pic. Exact, da. Bun, după aia dă cu pieptul, greutățile vieții, dar poți să stai cocoloșit. Ai un punct de pornire, oricum. Asta e.
Oricum primești loviturile altfel după ce ajungi la un nivel, ești susținut la început, ai timp să te dezmeticești, nu le iei în freză pe toate de la început. Adică vreau să spun că există soluții și soluții românești, dar trebuie să te mai bage și în seamă când vii cu un set de propuneri sau de soluții. Să le gândească cineva, bă, bună sau proste? Că nu fi toate proaste. N-au cum, nici teoretic dacă le luăm. Și probabil să ne și scuturăm de acel... Las-o, bă, că merge așa, parcă prea ne-am obișnuit, da. E cam, da, merge și așa, e cam... Ce-a rămas? Da, las că dau două ciocane și pun patru cuiuri și strâng o șurubenție, s-a reparat. Nu, bă, frate, schimbă piesa, că nu merge. Să meargă cum trebuie, nu, nu merge așa. Nu merge așa. Exact. Am făcut așa o incursiune în tot ceea ce înseamnă social, economic, legat de învățământ. Am vrut să punctăm în perspectiva pe care o au tinerii plecând de la oferta educațională a Universității Tomis. Concret, haideți să stabilim ce au nevoie acești tineri ca să ajungă în băncile universității. Știi ceva? Eu am foarte multă treabă. Și, și vă grăbiți, așa că haideți să spunem repede. Ai bună la chestia. Eu sunt bun la strategii, la politici, la început. Aici, Ioana. Comunicare, manipulare, aici e deja statistică. Da, deci doriți de ce anume au pentru întocmirea dosarului, da? Deci după ce, bineînțeles, vor căpăta... Să sintetizăm un pic informația. După ce vor deveni absolvenți de bacalaureat, deci cu diplomă de bac, avem două sesiuni în care se pot înscrie, una imediat după susținerea bacalaureatului și încă una în toamnă. Să spunem în septembrie. Pentru a ajunge la noi au nevoie de diploma de bac în original, de certificatul de naștere, de adeverință de la medicul de familie, 4 poze tip buletin și buletinul. Cam astea ar fi documentele necesare la înscriere. Taxa de înscriere este de 1.000.000. 100 de lei? Da, da, da. 100 de ron de, noi, că eu tot am tendința să vorbesc cu milioane, cu lei vechi. Auzi, în Franța, când a schimbat francul și a vrut francul nou, a circulat în paralel cu francul vechi 15. Ei, o să fie o perioadă de tranziție, nu? Când spui așa, un milion, intimidează. Da, 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 eu imediat am venit. De ron, sigur, 100 de lei. Doar. 100 de lei, exact. Ideea e că poate cel mai important, că mi-ați adus aminte de parteneriate cu oameni de afaceri, cu societăți comerciale și firme, noi din anul 2 de studiu desfășurăm astfel de activități de practică, de specialitate le numim noi, care se desfășoară la sfârșitul anului 2 de studiu, în care, prin protocoalele pe care le avem încheiate cu acest gen de parteneri, oferim posibilitatea studentului de a se integra, deci de a desfășura, să spunem, un fel de training într-o bancă, să spunem, dacă angajatorul este mulțumit de el, poate să fie o... Pe ce criterii? Cum ajung să beneficieze studenții de aceste... Pentru că noi avem disciplina asta prevăzută în planul de învățământ, deci este musai obligatoriu să o... Cei mai buni pe... Nu, toată lumea. Toată lumea. Toată lumea trebuie să aibă... Și de concurs, de concurs. De concurs. Desfășurăm și concursul de idei de afaceri, i-am spus și doamnei directoare, prin care fiecare elev de an terminal clasa 12... Deci este un concurs pentru elevi, nu după ce intră la facultate? Pentru elevi, pentru beneficii când vor fi, vor căpăta statutul de student. Și să vă spun ce beneficii. Te-am fel de cârlig, mă scuzați-vă, exact. Creierul, așa. Exact. Da, exact. Facem o bancă de idei de afaceri și după aia veni și de lețe guvernul. Uităm ce trebuie să faci. Dar fi rău, da. Însoțit de un cadru didactic de profil, deci de specialitate, întocmesc planuri de afaceri, iar cel mai bun plan va câștiga locul întâi o taxă de școlarizare achitată integral de către noi în primul an de studiu. Locul 2 jumătate, locul 3 25% din taxa de școlarizare în primul an. Vreau să spun că a prins extraordinar de bine Eu concursul. Eu sunt convinsă, asta vreau să vă și spun. Avem deja, suntem la a patra ediție a concursului și chiar ne mirăm că pe an ce trece ne dăm seama...
dăm demne. Deci, măi, la ce făcai în început? Ne dăm seama cât de preocupați sunt ei și însăși de mediul ăsta de afaceri. Fiecare, tendința e ca fiecare să gândească să-și gestioneze propria afacere. Elevii din Cernavodă vor fi, cer scuze, o dată în plus calificați pentru acest concurs. Să vă spun de ce. Domnul primar Gheorghe Hânsă i-a cooptat deja într-un program în care au tot depus proiecte pentru promovarea Cernavodei ca oraș turistic. Există deja câștigători, tineri implicați, ia să studiați, să vedeți, da. Foarte bine. Avem au foarte tineri. Multe idei și asta este... Trebuie să le crezi cadrul. Exact, exact. Da, foarte bine. Adică trebuie să te ocupi de ei, să facă cineva ceva pentru ei, că noi tot timpul cerem. Mamă, și de lăsa. Fără să și oferim afară de schimb. Afecțiune și de asta, mai dă-ne și... Normal. Că ei au idei, sunt dornici, de dacă au idei, da, de la Constanța, care an de an se duc la NASA și câștigă niște premii pe stații orbitale, te uiți acolo în cremenești când îi vezi. În cât timp credeți că îi pierdem? Ne vom dezmetici să-i ținem la noi? Dacă faci ce spune și faci cu ei contra și spui, du-te, 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 dar vină înapoi. Du-te, 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 auzi, sârbi, în perioada comunistă, erau 3 milioane de sârbi care lucrau în afara Iugoslaviei. Iugoslavia a avut un sistem comunist în tipul lui Tito, mai special așa, un comunism mai subțire. Comunism cu lucrat în străinătate și comunism cu afaceri 5-10 salariați și comunism fără CAP și IAS și mai ales comunism fără tancuri rusești, să tot fi avut și noi. Făceau bani acolo, se întorceau acasă, da? Într-o țară comunistă. La noi, dacă știi să-i atragi, trebuie să întoarcă. Asta să aibă poate ne ce? Desmeticim să nu-i pierdem și să aibă pentru ce? Exact. Dacă le ai pune, exact. Îți dai seama, te duci la NASA sau în Silicon Valley și strântește un salariu de 15.000 de dolari. Gata, ți-a spălat creierul, nu-ți mai amintești. În 3 ani nu mai știi românește, nu? Cernavodă, Constanța. Și de Cernavodă. Cu tot. Câte atomice. Să nu uităm și de celelalte aspecte. Să nu uităm că nu toți ajung la NASA. Asta vreau să vă spun. Și să nu uităm că marea majoritate ajungeți pe la base. Și la căpșuni. Da. Și la, la căpșuni, exact, da? Deci, și atunci... Asta reprezintă un procent ce vorbim noi despre... Nu, vorbesc de elită. Exact. De elită. Elită, elită. Marea majoritate... La căpșuni, la spălat base. Ceea ce reprezintă iar o... Și la vânduziare. Degradare, dacă și pe telepetrotoar. Asta e, trebuie exact. Să privești... Este tristul adevăr, da, pentru că ei sunt așa de dezamăgiți de ceea ce li se oferă, pentru că până la urmă... resemnați, dacă vreți. Exact, dar li se pare ce... e un fire... Adică le lipsește un spirit ăsta de inițiativă, cineva care să aibă curajul să spună... Să fie războinici. Mă și enervează. Nu e așa? Dar nu e așa? La București, săptămâna trecută, a fost bursa locurilor de muncă. 8.000 de locuri de muncă în București au fost oferite. Câteva sute de vizitatori. Dacă era așa cum spuneți voi două, păi atunci acea bursă la locuri de muncă trebuie să se desfășoare pe Arena Națională, unde joacă Dinamo cu stau pe 6 metri. Erau disperați. Da, la 55.000 de oameni, dacă... Nu. Pentru că în București am ajuns 2%. Numai. Numai 2%. Și atunci, sigur, că poate trebuia să o facem în Vaslui sau în... Cred că ar trebui fiecare județ să aibă un genul ăsta de activitate. Eu că... lucrez și în Consiliul de Administrație la ANFM și o să bag o bursă de muncă în fiecare județ. Asta ar fi. Da? Și care să vii și să oferi. Asta e, că nu facem oferte generale. Nu, mă! Vin la Cernavodă, trebuie să dai o anumită structură a locurilor. Să analizezi un pic piața oamenilor. Sigur, ce pot să le dau la asta? Ce calificare au, ce ar vrea, ce piață. Care specificul orașului și al județului, ce mediu, ce industrie. De asta trebuie să fii filozof, mă, trebuie să fii... Până la urmă este și aici cerere și oferte, e o piață. Profesor, asta e, să fii un pic practică. Da. Auzi, eu pot să stau aici până mâine dimineață. Dar nu știu dacă nu voiau ăștia licența. Aș vrea să mai adaug eu referitor la oferta noastră educațională și încheiem, că nouă ne place foarte mult aici, n-am? Eu cel puțin n-aș mai pleca, dar domnul... Iar eu mai am Nu, că am și eu alte treburi. Acum până la masteratul meu trebuie să mă obișnuiesc, să mai aflu lucrurile. Noi, diplomele noastre sunt diplome recunoscute la nivel internațional. Deci aceste specializări merg după convenția de la, după standardele stipulate în convenția de la Bologna. Asta înseamnă că absolventul de Universitatea Tomis în orice țară se va duce, îi vor fi recunoscute
studii. Dar le dați diploma după ce semnează că se întorc, nu? Însă nu mă întâlnesc așa necomunicată. Să-ți dau o mare gafă de comunicare. Un președinte american. Știi că mesajul privind starea națiunii. E cel mai important discurs al președintelui și bursa de la New York și de la Olaiza New York, nu? De la, da. De acolo stau așa cu urechile și acolo începe imediat să joace bursa. Ea se face în birou oval, vin toate televiziunile centrale, se transmite în direct și urmărită de 100 de milioane de americani și încă 100 de milioane de japonezi. Și chinezi, cred, pășesc. Să vadă ce se întâmplă acolo. Termină... Rușii nu mai ascultă. Termină... Rușii ne ascultă pe noi, nu pe ei americani. Și termină speech-ul, extraordinar, discursul ăla se lucrează, genii lucrează la el, și a crezut că s-a terminat. N-a remarcat că a rămas un microfon deschis. Și se întoarce așa și spune, mă, care-i dobitocul care mi-a scris discursul ăsta? Noi nu am avut deci niciun bang. Se mai întâmplă, da. Se mai întâmplă. Noi nu am avut niciun scenariu aici, niciun discurs. Nu ne veți prinde cu microfoanele deschise șoptind cuiva în spate. Pentru că ajungem la cărcătaș și... Exact. Marinela Mihai împreună cu domnul Dan Matei Agaton, care ne-a onorat astăzi cu prezența. Alături de noi s-a aflat și doamna Oana Bocănete. Am aflat despre o ofertă foarte interesantă, Universitatea Tomis, de reținut, dincolo de faptul că puteți beneficia de o ofertă educațională interesantă, foarte, foarte bine structurată, zic eu, din ce am aflat astăzi și acomodată la ceea ce înseamnă piața forței de muncă. Dincolo de asta, niște oameni care reușesc să comunice într-un stil aparte și original, așa ca să puteți reține mai ușor. Dragilor, până marțea viitoare, numai bine! La revedere! Să rămână mai bună seara!